Clubul Sportiv Steaua București a decis să dedice săptămâna 1-8 martie doamnelor și domnișoarelor. Sportivi de la mai multe discipline ale roșialbaștrilor au fost prezenți astăzi într-un centru comercial din capitală pentru a oferi atât mărțișoare cât și mai multe zâmbete reprezentantelor sexului feminin. Basketbalistul Radu Vârnă și voleibaliștii Cornel Miron și Claudiu Dumitru s-au alăturat campaniei inițiate de Steaua TV cu sprijinul Generalii României Asigurare Reasigurare SA și au oferit mai multe mărțișoare cu șnur roșialbastru. Pentru această primăvară ne dorim foarte mult să câștigăm turneul semifinal care urmează și ne dorim să ajungem în prima ligă. Pentru că ne aflăm în luna turneului semifinal, ne dorim să trecem cu bine de acest turneu. Pentru toate domnișoarele le așteptăm la meciuri și o primăvară frumoasă cu mult soare. Dacă voleibaliștii se pregătesc pentru turneul semifinal, echipa de basket a Stelei va evolua luni împotriva lui Dinamo. Așteptăm cu mare nerăbdare suporterii la sală. Ei sunt al șaselea jucător pentru noi și ne împing de la spate oricând avem momente grele. Calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de 1500 de metri, atleta Claudia Bobocea a primit astăzi un mărțișor cu șnur roșu-albastru din partea președintelui clubului Steaua București, colonel dr. Madalin Hâncu. Este o deosebită plăcere să-l cunosc personal pe domnul comandant. Mă bucur că are această inițiativă și este alături de performanță.